Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Poliția atenționează asupra apariției în circulația banilor falși. Cel mai des sunt falsificate bancnotele de 100 de lei. Candidatul pro-european la primăria capitale, Andrei Năstase, a avut parte astăzi de o surpriză la întâlnirea cu alegătorii în sectorul Muicani. Despre ce este vorba, vedeți în jurnal. TV8 readuce în discuție problema WC-urilor din instituțiile de învățământ. La sate, acestea arată ca în perioada sovietică, iar managerii, practic, nu văd soluții. Mutări misterioase au loc în Consiliul de Observatori și în componența Comisiei de Cenzură a Moldova Gaz înaintea alegerii unui nou director al instituției. Detalii în jurnal. Par veritabili, dar nu sunt. Vorbim de banii falși care sunt puși în circulație în întreaga țară. Poliția ne-a spus la ce bancnote ar trebui să fim deosebit de atenți. Anul trecut au fost pornite și documentate 57 de cauze penale pe faptul punerii în circulație a banilor falși. Mare majoritatea acestor dosare sunt pornite post factum, în urma identificării bancnotelor falsificate, adică după ceea ce a pornit de la instituțiile bancare în deosebi, sunt depistate fiind încasate de la agenții economici sau de la alte entități și ulterior sunt trimise în adresa noastră. Cel mai des este falsificată bancnota cu valoare nominală de 100 de lei. Bancnota de 100 este, după mărime, corespunde bancnotei de 10 lei și deseori există deci, așa o metodă de falsificare acestei bancnote prin ștergerea de pe bancnota de 10 lei a conținutului care este pe ea cu ulterioară aplicare. Dacă aveți dubii cu privire la unele bancnote, încercați să răzuiți culoarea de pe ea cu o monedă. Dacă se șterge, bancnota este falsă. Atenție și la elementele de siguranță. Pentru bancnotele cu valoare nominală de 100 de lei, pentru emisia nouă din 2015, sub filigran avem și imprimat textul BNM, care de asemenea este vizibil în contralumină. Deci pentru o bancnotă care nu este autentică sau care presupune careva suspiciuni, imaginea nu este clară, deci vedem textul care nu este imprimat atât de clar cum este o bancnotă autentică și respectiv și culoarea, da? Deci culorile pot fi mai puțin intense decât la o bancnotă autentică. Și portretul lui Ștefan cel Mare, de asemenea, poate fi ușor palpat și observat pentru că este o imprimare în relief. Oamenii spun că au propriile metode de detectare a banilor falși. Bancnota falsă merge ca o peliculă. De exemplu, bancnotele astea noi la Mărunte apau și la ușii Ștefan și au scris BMW și lasă și linia, de exemplu. Bănuiesc că este vorba de hârtie totuși, inclusiv semne de identificare, Ștefan cel Mare, linia, bada magnetică. Conform legii, cetățenii trebuie să anunțe imediat poliția dacă au primit una sau mai multe bancnote false. Democrații din Parlament trec pe sub masă anumite proiecte dubioase de lege pentru a evita reacția societății civile. Așa susține liberalul Roman Boțan, care a demisionat ieri din funcția de președinte al Comisiei pentru Securitate Națională. El speră că va reuși să blocheze astfel votarea în lectură finală a legii care le va permite străinilor să obțină cetățenia Moldovei contra investiții. Inițiativa este semnată de 7 deputați PD. Boțan susține că proiectul este unul periculos și a fost propus pentru votare contrar procedurii și avertismentelor CNA. Democrații resping acuzațiile. La scurt timp după ce și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Securitate Națională, Roman Boțan a venit în studioul TV8 în cadrul emisiunii Politica Nataliei Morar, unde a vorbit despre amendamentele suspecte propuse de către deputații PDM, dar și despre riscurile asupra cărora atenționează Centrul Național Anticorupție. Numărul de 5.000 de persoane care puteau să obțină cetățenia prin intermediul investițiilor a fost schimbat cu 5.000 de solicitanți principali. În acești solicitanți principali, nu între cetățenii străini și apatrizii, nu între membrii familiei acestora, soția sau soțul, copiii și părinții. Deci numărul de 5.000. Deci asta înseamnă că la fiecare dintre 5.000 se mai pot adăuga vreo 5. Amendamentul a fost propus de către deputatul PD Eugen Nichiforciuc, care este și secretarul comisiei. Boțan spune că majoritatea parlamentară a ignorat avertismentul CNA referitor la acest amendament. Amendamentul prezentat, care a schimbat de fapt conceptul proiectului, nu asigură un filtru valoric adecvat și util statului Republica Moldova, ba dimpotrivă creează riscuri majore de legalizare direct sau indirect, personal sau prin persoane interpuse a mijloacelor financiare de proveniență dubioasă. Acest proiect prezintă într-adevăr riscuri de securitate pe termen lung, dar și riscuri de corupție care deja au fost constatate de Centrul Național Anticorupție.
plus, prin modificările propuse, străinii care vor obține cetățenie Republicii Moldova vor fi scutiți de cunoașterea obligatorie a limbii române și prevederile Constituției. Am încercat să obținem un comentariu de la unul dintre autorii proiectului de lege, democratul Sergiu Sârbu. Acesta însă nu a răspuns la telefon. Ulterior, el a comentat subiectul pe Facebook. Mecanismul obținerii cetățeniei în schimbul investițiilor a fost introdus în lege un an în urmă. Mecanismul deja este și nimic nou nu s-a introdus prin această lege. Doar niște chestii de ordin tehnic. Păcat că domnul Boțan s-a trezit abia acum să fie împotriva mecanismului votat încă anul trecut. El nu este de acord cu acest mecanism și are dreptul la opinie, dar acuzațiile lui sunt false și nejustificate. Nu există niciun risc de securitate sau corupție. Pe de altă parte, unii deputați spun că Boțan a fost nevoit să demisioneze, iar asta confirmă existența unui mecanism opac de luarea deciziilor de către actuala guvernare. Că a făcut o acțiune la care a fost adus în ultimă instanță. Guvernarea aceasta absolut netransparentă vine cu niște proceduri care evident și vătiți sunt împotriva securității naționale sau pun în pericol această securitate națională, cum ar fi istoria cu cetățenile, că asta demonstrează a câta oară practicile netransparente și nedemocratice pe care le strecoară guvernarea în diferite legi. Am încercat să obținem un comentariu de la vicepreședinții Comisiei. Socialistul Ghenadie Mitruc a spus că este ocupat, iar deputatul din grupul PPM, Eugen Karpov, nu a vrut să comenteze demisia lui Boțan nici în fața camerei, nici la telefon. Însă, în discuție cu reporterul TV8, Karpov a spus că declarațiile lui Boțan reprezintă doar punctul său de vedere. Potrivit buclucașului proiect de lege, cetățenii străini bogați vor putea primi cetățenii Republicii Moldova în schimbul a 100.000 de euro sau în schimbul unei investiții de cel puțin 250.000 de euro în unul din domeniile strategice ale țării. După demisia lui Roman Boțan, votarea proiectului de lege a fost amânată pentru următoarea ședință a Parlamentului. 20.000 de euro atât ar fi primit un fost ofițer de investigație pentru mușamalizare unui caz de falsificare a cardurilor și actelor. Acesta susținea că are influența asupra procurorilor din cadrul Procuratorii Botanica și poate obține clasarea proceselor penale în care figura o suspectă. Mai mult, în noiembrie 2017, fiind ofițer superior de investigație în cadrul INEI, la fel susținând că are influența asupra persoanelor cu funcție de demnitate publică, omul lege a primit de la un cetățean 4.000 de euro. În schimbul banilor, acesta urma să recupereze actele ridicate în cadrul perchezițiilor efectuate la domiciliul unui suspect care figura într-o cauză penală pentru escrocherie. Ofițerul de investigație și-a recunoscut vina și a întors benevol prejudiciu cauzat mărime de peste 80.000 de lei. Totuși, dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la 5 ani de închisoare sau o amendă de până la 150.000 de lei. Profit de aproape 2 miliarde de lei. Pe parcursul anului trecut, societatea pe acțiuni Moldova Gas a înregistrat un profit net în valoare de 1 miliard 926 de milioane de lei. Instituția precizează într-un comunicat că profitul ar proveni din activități financiare și operaționale. Informația a fost prezentată în cadrul adunării generale anuale a acționarilor care a avut loc astăzi. De asemenea, adunarea a ales o nouă componență a Consiliului de Observatori și a operat unele modificări în componența Comisiei de Cenzori a Societății Moldova Gaz. Sursa nu precizează însă cine sunt noi membri ai Consiliului care ar urma să aleagă noul director de la Moldova Gaz după trecerea lui Vasile Botnar în funcția de șef al Serviciului de Informații și Securitate. Dacă nu vine Năstase la Ceban, vine Ceban la Năstase. Întâlnirea dintre cei doi candidați la primăria Chișinău a avut loc astăzi, chiar dacă Andrei Năstase și-a cam ignorat oponentul săptămâna aceasta. Ion Ceban i-a făcut o surpriză contra candidatului său și a dat buzna la întâlnirea acestuia cu alegătorii din sectorul Buicani. Candidatul socialiștilor și-a făcut apariția în fața lui Andrei Năstase chiar în momentul în care acesta îndemna oamenii să-l voteze. Te duci acolo, pui ștampiluța. Eu din 2011 încoace mi-au încercat ăștia să-mi tot pună ștampiluță cât îi vreți. Numai nu știu, numai cum nu i-a fost Lenin, nu mi-a pus ștampiluță. Ia încercați oameni buni, încercați să-mi puneți dumneavoastră una. Una și bună. Votat! Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult! După ce Năstase și-a terminat discursul, majoritatea oamenilor din sală au decis să plece. Năstase însă și-a continuat discursul cumva iritat de prezența lui Ceban. Candidatul binomului Plahotniuc Dodon demonstrează o
Omule, lasă-mă să vorbesc, dacă n-ai de vrea să te dai din cameră. Astăzi este conferința mea, nu este a ta. Te rog să te dai într-o parte, că mă intimidez. În timp ce Năstase vorbea, Ion Ceban stătea într-o parte și încerca să intervină. A putut să facă declarații însă abia după ce toți au plecat, iar în sală a rămas doar presa. Nu am venit cu bodyguards, cum merge domnul Năstase. Nu am venit cu Mercedes-uri, cum merge domnul Năstase. Am venit să-l întreb Andrei dacă vine la dezbatere. Slavă Domnului, a zis că o săptămâna viitoare. Andrei Năstase și Ion Ceban se vor întâlni săptămâna viitoare, miercuri, în studioul TV8, în cadrul emisiunii Politica Natalei Morari. Partidul Unității Naționale cheamă tinerii din țară ca în turul 2 al alegerilor locale noi să iasă la vot și să susțină pe candidatul dreptei pro-europene Andrei Năstase. Reprezentanții organizației de tineret PUN și-au manifestat îngrijorarea față de prezența scăzută a tinerilor la urnele de vot în primul tur. Organizația de tineret a Partidului Unității Naționale face apel la toți tinerii din Chișinău și suburbii să iasă la vot pe 3 iunie și să-l voteze pe domnul Andrei Năstase. Suntem profund îngrijorați de atitudinea tinerilor față de drepturile lor politice și îndemnăm tinerii să nu fie indiferenți și să contribuie activ la exteriorizarea mesajelor democratice. Mai mult, tinerii din PUN s-au arătat dispuși să participe activ la toate evenimentele electorale organizate de candidatul PPDA. Facem apel și către organizațiile de tineret ale partidelor politice din Republica Moldova să contribuie esențial la promovarea candidatului PPDA. La alegerile din 20 mai, la urnele de vot, s-au prezentat puțin peste 225.000 de alegători. Din ei, doar aproape 15.000 sunt tineri cu vârste cu prinse între 18 și 25 de ani. Traian Băsescu se retrage din viața politică. Nu acum, ci la încheierea mandatului de senator în anul 2020. Anunțul a fost făcut de Băsescu în timpul unei emisiuni televizate. Eu nu mai am mize, domnul Mănăstire. Dacă am o miză pentru alegerile următoare, deci eu mize personale vreți nu mai Parlamentul am. Vreți European? Nu. Nu, gata. După mandatul ăsta am încheiat activitatea politică. Deocamdată însă nu este clar care sunt planurile lui Traian Băsescu în raport cu Republica Moldova, unde a contribuit la înființarea unui nou partid unionist, Partidul Unității Naționale. Băsescu este președinte de onoare al acestei formațiuni. Liderul PUN, Anatol Șalaru, a comunicat pentru TV8 că se va întâlni cu Băsescu duminică și îl va întreba dacă renunță la politică și în Republica Moldova. 15 persoane au fost rănite în urma unei explozii care s-a produs într-un restaurant indian din Canada. Poliția susține că nu este vorba de un atac terorist, iar acum sunt în căutarea doi suspecți. Aceștia au fost surprinși de camerele de supraveghere. Explozia s-a produs în timp ce în restaurant mai multe familii sărbătoreau separat zilele de naștere la doi copii. We received the call at approximately 10:30 p.m. this evening. We responded to an explosion in the area of Cure Ontario and Eglinton in Mississauga. So far we have the plaza sealed off and we're investigating. Martorii spun că deflagrația a distrus geamurile, iar oamenii ieșeau țipând din local. În total, 15 persoane au fost rănite. 3 dintre ele sunt în stare gravă. Pacienții au vârste cuprinse între 23 și 69 de ani. Printre victime nu figurează copii. So we transported 15 patients from the scene to local area hospitals. 3 of those patients went down to the trauma center in Toronto. They would be consistent with an explosion. Poliția spune că explozia a fost provocată de o bombă artizanală, iar acum sunt în căutarea a doi suspecți care au fost surprinși de camere de supraveghere purtând măști pe fețe și hanorace. Oamenii legii spun că această deflagrație nu a fost produsă din ură etnică și nu este vorba de un atac terorist. Cauza exactă urmează a fi stabilită ulterior. Fostul premier malaiesian avea în casă 28 de milioane de dolari numerar, bani confiscați de poliție, urmarea unor percheziții. Pe lângă suma uriașă, polițiștii au găsit și genți scumpe, bijuterii și ceasuri, anunța directorul departamentului malaiesian pentru anchetarea infracțiunilor economice. Poliția a anunțat că a găsit 35 de saci cu peste 28 de milioane de dolari în cadrul unei anchete care îl vizează pe fostul premier Najib Razak. De asemenea, oamenii legii au confiscat 37 de genți de lux și 284 de cutii, în care erau bijuterii și ceasuri foarte scumpe. Fostul prim-ministru și soția s-au încercat să fugă cu un avion privat, dar au fost blocați de oamenii legii.
Un bărbat de 32 de ani a ajuns cu arsuri grave la spital după ce tractorul pe care îl conducea a fost lovit de un camion în apropierea satului Congaz. Impactul a fost atât de puternic încât tractorul a luat foc, iar pentru a stinge flăcările a fost nevoie de intervenția salvatorilor. Salvatorii din Comrat au avut menirea să stingă flăcările care au cuprins tractorul și să spele carosabilul de combustibil. Potrivit informațiilor operative, în urma incendiului, șoferul tractorului implicat în accident a suportat arsuri pe 40% din suprafața corpului. Circumstanțele și cauza accidentului urmează a fi stabilite, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Pe parcursul ultimilor 24 de ore, pompierii au intervenit în 26 de situații de risc. Suntem în secolul 21, iar elevii multor școli din Moldova așa și nu dispun de condiții minime de igienă. În unele instituții, toaletele arată dezastros. Nu au uși, lipsește apa, iar produsele de igienă folosite amintesc de perioada sovietică. Liceul gimnaziului din satul Rana se află în afara instituției. Acesta nu are canalizare, ci niște găuri săpate în pământ încă în perioada sovietică. Directoarea spune că WC-ul a fost renovat recent. Anul acesta ne-am străduit să renovăm un pic WC-ul, dar așteptăm la ceva mai bun, un WC mai condiții mai bune. Deci noi lucrăm cu tot ce se poate pentru a îmbunătăți starea sanitară și igienică a copiilor noștri. Avem apă într-o parte a școlii, deci în clasa a treia, unde copiii mănâncă, acolo și spală mânuțile, în cabinetul medical, și asta e, ne străduim, dar nu avem alte ieșiri, nu avem. Elevii își doresc WC-uri moderne, doar că nu cred că cineva îi va auzi și le va rezolva problema. Trebuie să arate, în opinia mea, ca un WC modern, care să dispună de toate facilitățile. Dacă am avea unde să facem WC-ul în interiorul școlii, trebuie să, în primul rând, ar trebui apă de tras, multă, pentru că un WC, două latița copiii nu ajunge. La Drăsliceni, aceeași problemă. Și noi, cu puteri proprii, încercăm să facem, am făcut un mini punct igienic în școală, dar acum suntem la etapa a doua de reparație capitală a WC-urilor interne. E o bucurie pentru noi, vă spunem sincer. WC-ul exterior este bine reparat, este întotdeauna este hârtie igienică, dar nu avem apă chiar în WC-ul, dar la intrare în școală. Avem un bloc mic sanitar. Elevii spun că vor un WC cu lavoare, ca să poată să-și spele mâinile. Să fie dotat cu lavoare, să fie frumos amenajat, să fie și uscător de mâini, cam asta, strict necesarul. Pentru a sensibiliza autoritățile asupra acestei probleme, la 1 iunie, fondatoarea grupului Părinți Solidari va organiza un marș cu sloganul Marea Săpuneală. În cadrul manifestației, participanții vor cere autorităților ca până la următoarele alegeri toate școlile din capitală să respecte standardele minime de igienă, iar ulterior campania să continue și în școlile din restul țării. 70% din elevi ne spun că ei nu au văzut, nu este aproape niciodată sau chiar niciodată nu este săpun în WC-ul lor și 75% confirmă lipsa hârtiei igienice. Mai mult, 60% din ei spun că nu sunt mulțumiți de condiții. În oraș situația e un pic mai bună. Nu mă plâng deloc, absolut deloc, avem și hârtie și săpun și separatoare și uși. Cel unde văd eu, situația este destul de bună și chiar sunt mândră în comparație cu ceea ce am văzut. Conform datelor oficiale, doar 10% din gospodăriile casnice de la sate dispun de grupuri sanitare moderne. În celelalte cazuri, WC-ul este numit știubeiul din scânduri din grădină. Uniunea Europeană și NATO i-au cerut Rusiei să-și asume responsabilitatea în ceea ce privește doborârea unui avion de pasageri în estul Ucrainei în 2014, scrie France Press. De asemenea, Rusia este somată să coopereze pentru a stabili răspunderea pentru distrugerea avionului companiei Malaysia Airlines. Olanda și Austria, care au avut numeroși cetățeni în rândul celor 298 de victime, consideră Rusia responsabilă pentru participarea la distrugerea avionului Malaysia Airlines, a precizat guvernul olandez. Cele două țări pot merge acum cu acest dosar complex în fața unui tribunal internațional, scrie presa străină. Invit Rusia să-și asume responsabilitatea și să coopereze pe deplin cu toate eforturile pentru a stabili gradul de răspundere în conformitate cu rezoluția 2166 a Consiliului de Securitate al ONU. Doborârea MH17 a fost o tragedie globală, iar cei responsabili trebuie să fie trași la răspundere, a subliniat secretarul general al NATO.
Acest anunț vine la o zi de la concluziile anchetatorilor internaționali care au stabilit că racheta Buk, care a doborât avionul Malaysia Airlines, provenea de la Brigada 53 antiaeriană a forțelor ruse cu baza în Kursk, Federația Rusă. Moscova a dezmințit categoric aceste concluzii, susținând că nicio rachetă nu a traversat granița ruso-ucraineană. Avionul companiei Malaysia Airlines, care făcea legătură între Amsterdam și Kuala Lumpur, a fost doborât într-o zonă controlată de rebelii separatiști la 17 iulie 2014. Toate cele 298 de persoane aflate la bord, majoritatea olandezi, au murit. Un grup de elevi de la liceul din Chișcăreni le-a ținut astăzi o lecție funcționarilor publici despre modul cum poate fi economisită energia electrică. Lecția a avut loc în blocul administrativ al Agenției pentru Eficiență Energetică din sectorul Rușcani al Capitalei. Îmi puteți spune cât ceai consumați pe zi? Fiecare persoană cred că e 2-3 ori. Bine. Vreau să vă aduc la cunoștință că îndepărtarea calcarului la timp duce la economisirea energiei. La fel și atunci când punem apă la fiert pentru ceai, punem doar atât cât este necesară. Când cumpărăm un electrocasnic, avem grijă să fie de clasa A cu 3+, A cu 2+, A cu 1+ sau A. Cătălin Bețiv a început cursul opțional privind sursele de energie regenerabilă în clasa 7. Acum este clasa 11 și se poate mândri deja cu câteva proiecte proprii puse în aplicare. Un butoi din care am făcut un generator pe baza vântului. Produce energie electrică pentru iluminarea unei vagonete. Și asta nu e tot. Cătălin spune că este deja la al treilea proiect. Ultimul proiect este pe tematica care o răspândim azi, cu economiile. Cu acest proiect am obținut acasă economii în jur la 5.000-5.600 timp de un an. Folosim în primul rând becuri LED, deoarece au un consum de 4-5 ori mai mic. Folosim electrocasnice de clasa A, A+, A cu 2+, A3+, ele sunt foarte economi. Funcționarii spun că informația le-a fost utilă și au promis că vor urma toate sfaturile. Au fost multe lucruri spuse interesante. Evident că cunoșteam o parte din ele, dar multe lucruri m-a face noi. Și evident că ne vom strivi să economisim lumina, să chiar și acele ceainicuri electrice să le mai curățim de calcar, că nu am știut că așa de mai multă energie, adică consumă cu ceainicurile cu calcar. Copiii sunt ghidați de profesorul din sat, care a reușit să schimbe mentalitatea, inclusiv multor oameni maturi din Chișcăreni. Satul nostru, în general, este un sat care este printre primii la domeniul eficienței energetice și la conservarea energiei. Avem deja multe case particulare care sunt termoizolate, majoritatea și-a schimbat geamurile, ușile cu termopane și respectiv aproape toți deja au trecut la becuri LED. Anual, statul alocă peste 1,8 miliarde de lei pentru achitarea energiei electrice consumată de instituțiile publice. Noi considerăm că, urmând sfaturile noastre, instituțiile publice pot economisi până la 40% din factura la energie. Conform unor calcule efectuate de către Agenția pentru Eficiență Energetică, fiecare funcționar public consumă în medie timp de un an peste 7.000 de lei bani publici pentru energie electrică. Astăzi se împlinesc 25 de ani de la lansarea programului Corpul Păcii Moldova. La festivitatea organizată cu această ocazie au participat voluntari, primari și reprezentanții programului din SUA. Aceștia au salutat acțiunile voluntarilor în comunitățile din Moldova. Până acum am văzut foarte multe realizări de partea Corpului Păcii. Eu cred că acest fel de legătură între Republica Moldova și SUA este o legătură foarte strânsă, foarte, foarte importantă și astăzi este un motiv pentru sărbătoare. Aniversarea de 25 de ani de colaborare între poporul moldovean și cel american a început cu intonarea imnurilor naționale. Reprezentanții Corpului Păcii în Moldova au vorbit despre impactul muncii voluntarilor americani veniți în Moldova. Our office receives countless letters from Moldova thanking Peace Corps for putting a volunteer in their community.
and in their lives. Ei vin cu o dorință foarte mare de a face o schimbare la noi în țară. Ei stabilesc relații foarte frumoase, relații de prietenie în comunitățile în care lucrează, în școlile în care lucrează și cu profesorii, partenerii cu care lucrează și desigur numai decât cu elevii. Familiile gazdă le deschid ușile, le deschid inima. Am mers împreună la festivități, am învățat cărți populare, am lucrat în gospodărie, într-un cuvânt am devenit o familie. Printre localitățile care au găzduit voluntari ai Corpului Păcii de-a lungul mai multor ani, se numără și comuna Budești. Aici, voluntarii au predat lecții de engleză și despre modul sănătos de viață la liceul teoretic din localitate. Am avut parte de oameni deosebiți tineri. Prezența a fost foarte importantă pentru dezvoltarea tinerilor care au avut ocazia să cunoască voluntarii, să meargă la lecții împreună. Timp de 2 ani, cât se află în Moldova, voluntarii învață limba locală, română sau rusă și au parte de experiențe culturale deosebite. Cred că moldovenii sunt foarte deschiși și, nu știu, onești. Dar eu vreau să vin după un an, 2 ani în Moscova să vizitez prietenii mei și familia unde trăiesc acum. It's very beautiful and everybody is very hospitable here, so I like it. Eu predau engleză în școală. Mie îmi place foarte mult să mă duc în deal, să văd cereșele și papșoi și struguri și mâncăm împreună și plăcintă și sarmale și etc. Și este foarte bine să cunosc mai mulți oameni în satul meu prin mâncare și prin veselințe. În ultimii 25 de ani, prin intermediul programului Corpului Păcii, peste 1500 de voluntari americani au activat în comunitățile din Moldova. Momentan, peste 100 de voluntari sunt implicați în proiecte de educație, sănătate și asistarea comunităților locale. Un bărbat de 27 de ani s-a ales cu arsuri pe 70% din suprafața corpului după ce ar fi provocat un incendiu într-o bază de odihnă de la Zatoka, Ucraina. Bărbatul a fost internat în spital, scrie presa ucraineană. Oamenii legii presupun că explozia s-ar fi produs după ce moldoveanul împreună cu altă persoană ar fi încercat să incendieze camera în care se aflau când s-a produs explozia. A fost inițiat un proces penal pentru incendiere intenționată și provocare de daune materiale. La școală cu măgarul, un elev din Maroc și-a făcut apariția în curtea liceului cu măgarul, după ce unul dintre profesori i-a spus să vii la școală cu măgarul de taică-tu, scrie presa locală, care a postat și un filmuleț despre acest caz. Scandalul a fost atât de mare încât a obligat Academia Regională de Învățământ să reacționeze și să inițieze o anchetă la centrul de învățământ din localitatea în care s-a produs incidentul. Presa scrie că Academia a concluzionat că a fost vorba de un act deliberat comis de un grup de elevi cu complicitatea pasnicului institutului. Acesta din urmă va fi sancționat. Se pare că băiatul cu măgarul a acționat fără ca tatăl său să fie la curent cu cele întâmplate. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Nu ratați la ora 21 știrile ruse cu Iulia Bulici. Dacă ați filmat imagini interesante, trimiteți-ne-le pe tv.md, iar noi le vom transforma în știre. Iar dacă vreți să ne spuneți o noutate, puteți suna la numărul de telefon afișat pe ecran. Să aveți o seară frumoasă și vă mulțumesc că ne priviți!